Hei, hei, hei! Bine veniți sau revenim pe canalul meu de YouTube. Astăzi facem un haul alimentar cu ce produse cumpărăm timp de o săptămână, așa că hai să-i dăm drumul să mergem în magazin. Prima parte a haulului vine de la piață, unde am fost în această dimineață și am cumpărat niște orez asiatic, sticky rice se numește, cu mango. Este 8 dolari o porție și una o să mâncăm acum dimineața și una o lăsăm în frigider. Ține cam 4-5 zile și mâncăm în loc de desert. Pe urmă am cumpărat această plăcintă cu cartofi dulce. Este vegană, e 12 dolari una și două o să le țin în frigider, una o să pun în congelator pentru că nu aduce tot timpul asta cu cartofi dulce și lui Johnny îi place cel mai mult asta. Și mai nou îi pun și la școală, o împart în 6 bucăți și pun o felie în cutiuța lui de prânz și îi place la nebunie. Pe urmă am împărat niște supă de legume. Johnny vrea să mănânce supă de legume cu teiței și această supă îi place cel mai mult. Pe urmă am luat un dressing pentru salată, un sos pentru salată. Acesta este cu miso. Johnny mai nou vrea să mănânce salate la 8 seara, înainte să bage în pat. Și folosește acest dressing care nu are foarte multă sare. Cel mai mult are miso și e vegan, fără ulei. Pe urmă mi-a dat el cadou de ziua mamei unul cu ghimbir, pentru că merg tot timpul la el, așa că o să-l încercăm și pe acesta. A zis că dacă nu-mi place pe salată, pot să marinez legumele în el. Pe urmă am umbrat o salată de alge. Asta, din nou, o folosesc când fac alte salate. Adaug și puțin asta pentru o aromă diferită. Niște dim sum, căluștele acestea chinezești. Astea sunt umplute cu ciuperci și astea sunt umplute cu tot felul de legume. Pe urmă am luat un hummus cu conopidă, un tabuli, cred că așa îi spune, cu quinoa și asta e fasole albă cu țelină apio. Pe urmă, o pâine, niște flori care se pot mânca. Am zis că dacă tot e ziua mamei astăzi aici în America, să fac salata și mai frumoasă, niște paste proaspete. Pastele sunt 7 dolari. Am uitat să spun prețurile. Acestea 3, poți să alegi 3 dintre ele cu 18 dolari. Acestea 3 sunt 10 dolari și 10 din astea micuțe sunt 8 dolari. Pâinea casei este 8 dolari. Am cumpărat o căpățână de varză, de salată verde. E destul de mare, a fost 2,50 dolari. Pe urmă, sparanghelul a fost 4 dolari legătura, ceapa, asta a fost 3 dolari legătura, roșiile, astea micuțe au fost 8 dolari, pe urmă, astea mari și castraveții m-au costat 18 dolari, dar mai mulți castraveți peste tot, niște piersici, niște caise, caisele m-au costat 4,50, piersicile au costat 10 dolari, cireșele am cumpărat mai multe, nu sunt la kilogram, mi le dau așa la cutiuță, dar le-am spus să le pun toate aici. Și au fost 27 de dolari toate astea. Am cumpărat niște căpșuni, acestea au fost 15 dolari. Pe urmă, afine și mure, toate împreună au fost 30 de dolari. Ciupercile am cumpărat astea, asta, asta și asta. Și toate au fost 45 de dolari. Fructul pasiunii, nu mai știu sincer cât am dat pe el. Nici pe broccoli. Și pe urmă am cumpărat și aceste flori, se numesc bottle brush în engleză, sincer nu știu cum le zice în română, au fost 8 dolari. Cam asta e tot ce am cumpărat de la piață. Oh, și mai am încă o pâine cu, asta este cu miere și cu afine. Am luat-o, o să mâncăm toți, chiar dacă, nu știu, mierea e vegană, nu e vegană. Am să fie puțin mai dulce pentru astăzi și asta a fost 11 dolari și pe urmă i-am cumpărat lui Johnny 6 ouă de rață, care au fost 12 dolari. Cam astea sunt toate cumpărăturile mele de la piață, plus
un ghiveci cu niște trandafiri care miros extraordinar de bine și ei au fost 45 de dolari. Partea a doua a hall-ului, după o vizită la Whole Foods, ar trebui cam toată mâncarea asta care vedeți aici, plus ce am cumpărat ieri, să ne ajungă toată săptămâna. Bineînțeles, mai avem unele ingrediente în frigider, unele în congelator. Am cumpărat o pungă de căpșuni înghețate organice pentru Johnny, el le folosește la micul lui dejun. Am un video pe canalul meu de YouTube cu ce mănâncă el la micul dejun, o să-l las în descriere. Pe urmă, am cumpărat niște orez pentru oameni puturoși. Nu, dar câteodată îmi trebuie să fac orez și nu am timp să îl gătesc cât trebuie, așa că cumpăr acesta înghețat de la Whole Foods și în 4 minute e gata. Asta nu e de mâncare, însă era la reducere și am cumpărat-o. Este o sare minerală pentru baie și pentru că era la reducere am luat-o de aici. În mod normal mi le cumpăr de la Target. Așa, pe urmă am cumpărat două din astea mari de ovăz. Nu cred că le mâncăm pe amândouă într-o săptămână, dar s-ar putea. Mâncăm foarte mult ovăz dimineața la micul dejun, mai fac și clătite, mai fac și desert cu el, așa că să avem. Pe urmă am cumpărat un lapte Oatly. În mod normal nu prea cumpăr lapte Oatly. Aveam o perioadă în care cumpăram foarte mult. A trebuit să fac o pauză să mai îndepărtez elicopterul ăsta. Însă, din când în când, nu știu dacă să o numesc un răsfăț, mai cumpăr una din asta pentru că, într-adevăr, îmi fac lapte de migdale acasă sau de ovăz sau mai cumpăr de soia, care nu are alte ingrediente pe lângă soia și apă. Însă, ăsta spumează cel mai bine, așa, din când în când, pentru o matcha, îmi cumpăr una din asta poate o dată pe lună. Nu știu, s-ar putea și mai rar de atât. Pe urmă, am cumpărat acest tempe care imită baconul. Sincer, nu am mai mâncat bacon de foarte mult timp, așa că nu mai știu ce gust are. Însă mie îmi place, are un gust de afumătură, așa, e puțin mai sărat decât mi-ar plăcea mie. Însă îl pun câteodată așa, îl tai mărunt și îl pun în salate sau dacă fac o varză, varză călită, îl pun acolo. Doar pentru aroma aia de afumătură. Pe urmă am cumpărat ardei grași, ardei grași copți, pentru că câteodată fac sos de paste cu ardei în loc de roșii, pentru că roșiile sunt mai acide și câteodată fac așa și le place la băieți. Pe urmă am cumpărat o conservă de fasole albă, brânză pentru Johnny. Încercat o altă tip de brânză. Tot timpul îi cumpăr brânză organică. El mănâncă la prânz, la școală, în sandwich. Așa că gândesc că poate îi place asta. Nu știu. Cred că n-am mâncat în viața mea din asta așa, dar încerc să îi le mai schimb să nu se plictisească. Usturoi, cremă de brânză tot pentru sandwich-urile lui de la școală. Iaurt de cocos. Ăsta nu are zahăr adăugat și chiar îmi place. Doar că e bogat în grăsime. Are foarte multă grăsime. Dar era la reducere, am vrut să-mi cumpăr unul, dar era la reducere și mi-am cumpărat două. Da, a fost 2 dolari unul și îmi place foarte mult la gust. Pe urmă, toful pentru săptămâna asta, cam atâta tofu mâncăm noi într-o săptămână, între 5 și 6 din astea pe săptămână, toți 3. Pe urmă, am cumpărat niște baby kale, care are un gust mai bun decât kale-ul. Dacă nu-ți place varza kale, atunci îți recomand să găsești, dacă poți să găsești baby kale, pentru că nu are un gust atât de puternic și totuși îți oferă nutrienții și așa mai departe. Și una mare de spanac. Am cumpărat mango, e sezonul pe gata, pe ducă, dar cei de la Whole Foods au o ofertă foarte bună cu 5 mango cu 4,50 dolari și sunt foarte buni. Am încercat și pe cei de la Trader Joe's. Și nu, toți erau negri în interior și a trebuit să-i arunc. Pe urmă, pâine integrală. Sunt pâinici din astea. Am zis că vreau să fac un curry și să mâncăm cu pâinică din asta. Avocado. Johnny îi place avocado și îl mai fac câteodată și ca pe un sos pentru cartofi sau îl folosesc în salate și pentru că e așa de moale, e un fel de dressing pentru salată. După ce le amestec toate legumele în salată, nici mai trebuie să mai adaug dressing pentru că avocado ține pe loc de dressing. În loc de dressing și pe urmă am cumpărat niște roșii. Vreau să fac o supă. Pe urmă lui Johnny am luat niște suc de pepene roșu.
Ne place la amândoi, sucul acesta este foarte bun, nu sunt adepta sucurilor, dar prefer ăsta decât unul acidulat și îl cumpăr din când în când să se bucure de el. Când eram gravidă cu el, beam foarte mult suc din acesta. Pe urmă, John m-a învățat că a zis el, că e un studiu medical, că dacă bei suc de sfeclă roșie în fiecare zi, te ajută să faci sport mai bine, să fii mai puternic, ți se recuperează mușchii mai repede, parcă ceva de genul ăsta. Și cum am început să fac sală destul de mult, de 4-5 ori pe săptămână, am zis să beau și eu, așa că am cumpărat două. Am cumpărat unul de la Biota, dar ăsta e mai scump, și pe urmă unul de la un brand american, Lakewood. Așa că ăsta are și suc de lămâie în el, așa că nu știu cât suc de lămâie și cât e suc de sfeclă roșie. Pe urmă am cumpărat o apă de cocos roz pentru smoothie-uri. Da, ce să zic, asta mie îmi place cel mai mult, asta roz, pentru că e dulce. Lui Johnny am cumpărat niște pouch-uri din acestea pentru la școală. Încerc să... De fapt, am început foarte bine și o ducem foarte bine la capitolul să nu mai mâncăm iaurt de fructe cu zahăr adăugat și atunci dau un pouch din acesta, care e un smoothie și îmi place de la firma aceasta, Once Upon a Farm, că nu sunt pasteurizate fructele, se ține la frigider. Și am cumpărat trei din astea, niște cartofi, struguri roșii pentru băieții, ei mănâncă foarte mult struguri. Geleurile acestea sunt super bune pentru că nu au zahăr adăugat și chiar au un gust bun. Cu mango, guava și vitamina C, astea sunt ingredientele. Am cumpărat și săptămâna trecută și lui Johnny i-au plăcut astea cu guava. Am cumpărat unele și cu fructul pasiunii, nu i-au plăcut la fel de mult, dar le-am mâncat și pe alea. Așa că am cumpărat și astea. În loc de, nu știu, Haribo sau din astea, îi dau geleurile astea. Pe urmă, am cumpărat foarte multă făină. Am început să fac o rețetă de clătite, pe care ar trebui să vă o prezint separat, cu făină de năut și făină de tapioca și sunt extraordinar de bune. Și erau toate la reducere, așa că oricum nu mai aveam făină de tapioca, nici de năut, așa că am cumpărat două, dacă tot erau la reducere, și făina de ovăz era la reducere și am cumpărat două. Nu trebuie să cumperi făină de ovăz, dacă ai ovăzul poți să-l blenduiești, însă pentru oameni puturoși, glumesc când zic oameni puturoși, când sunt în pană de timp, prefer să folosesc asta și oricum e atât de bine mărunțită făina asta, că orice blender folosesc eu nu pot să mărunțească ovăzul atât de bine. Ok, cam asta este haul-ul meu de la Whole Foods. Haha, am mințit, am uitat. N-am mințit intenționat, am uitat, am cumpărat și un pepene roșu. Este joi și am crezut că o să supraviețuim cu tot ce am cumpărat până la sfârșitul săptămânii, dar se pare că nu. John a avut nevoie de kiwi, că eu mănâncă kiwi în fiecare zi și acum am dus și am cumpărat trei din astea cu kiwi. Nu mai aveam pâine pentru că am terminat toată pâinea de la piață, așa că am cumpărat din nou. Am crezut că e pâine cu maia, dar nu e cu maia. Da, nu e cum aia. Ok, nu sunt prea încântată de alegerea făcută, dar asta este. Pe urmă niște apă de cocos, o papaya pe care o să o pun în geam să se facă așa galbenă, frumoasă. Pe urmă niște căpșuni și afine înghețate, am zis de mere, banane și paste și un pepene roșu. Cam asta e și acum chiar asta trebuie să ne ajungă până la sfârșitul săptămânii. Cumpărăturile sunt făcute de la Trader Joe's. How do I say what? Suc. De. Și suc de. Zi, suc de ananas. Suc de ananas. Copilul vrea să spună că și-a luat și el un suc de ananas. Cam asta e. Ok, sper că ți-a plăcut acest video informativ, să-ți dea și niște idei de rețete și ce cumpărăm noi de o săptămână. Ai văzut că am crezut că a fost gata cu cumpărăturile după două supermarketuri, de fapt după piață și supermarket, dar am mai cumpărat câte ceva pe sfârșit de săptămână. Nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like și ne vedem săptămâna viitoare. Ciao!